din 4 jucători făcut de cei de la CFR. Butean și gol! Execuție magistrală a lui Mihai Butean. Jesus Fernandez nu reușește să evite golul. Din minutul 34, Astra conduce CFR Cluj cu 1-0. Gol fantastic reușit din lovitură liberă de Mihai Butean, cel care îi dădea gol CFR-ului și în prima manșă din această semifinală. Ce execuție a internaționalului de tineret, superb golul lui Mihai Butean. 1-0 așadar și Astra, spun eu că din acest moment se poate considera calificată. Mi-e greu să cred că CFR-ul va putea să revină. Da, Ioniță este cel scos. Adevărul e că se plimba pe teren Ioniță. L-a scos din sărite pe Dan Petrescu. Înlocuit cu Deac Ioniță. Noi am Ibec, Lang respinge, minge trimisă la adversar. Valentin Gheorghe, Alibec, scoate pentru Zua, călcând lui Zua și este penalti pentru Astra. Valentin Gheorghe, cel care scoate lovitura de la 11 metri, faultul lui aparține lui Mureșan și Astra se poate distanța pe tabelă, iată, în doar 3 minute Astra poate marca al doilea gol al acestei partide. Valentin Gheorghe faultat în careu. Faza celor de la Astra a fost extraordinară. Călcâiul lui Jacques Zua îl găsește pe Valentin Gheorghe, numai că Mureșan are acolo o intervenție imprudentă. Îi de peste picioare lui Valentin Gheorghe, n-a avut nicio treabă cu mingea Andrei Mureșan și este lovitură de la 11 metri pentru Astra. Penalti pe care se pregătește să-l execute Denis Alibec, moment foarte important al acestei partide. Capitanul Astrei poate duce scorul la 2-0. Denis Alibec, cel care a punctat în acest campionat de 5 ori. Alibec, gol! Alibec! Minutul 37, într-un interval de doar 3 minute, iată, Astra face 2-0, gol marcat de Alibec din penalti, un penalti scos de Valentin Gheorghe. Alibec a tras tare, Jesus Fernandez a ghicit colțul, dar execuția lui Alibec a fost imparabilă. 2-0, cine s-ar fi așteptat la o asemenea desprindere a Astrei într-un interval atât de scurt de timp? Vă spuneam, în doar 3 minute, iată, Astra reușește să marcheze de două ori. La general, echipa lui Costel Enache conduce CFR-ul cu 5-1 și lucrurile sunt din ce în ce mai evidente în această semifinală. E reușită lui Costache, o combinație perfectă cu Omrani și Vali Costache marchează din nou în această ediție de cupă, așa cum s-a întâmplat și în sferturi împotriva lui Șepși. Încă o dată, colaborarea dintre Omrani și Costache duce la marcarea golului de 2-1. Frumoasă execuția lui Costache, minge plasată pe care portarul Lazar nu reușește să o respingă. 2-1 așadar Costache. Serios meciul, dar se bucură și de faptul că, iată, CFR Cluj este într-o formulă experimentală. Este penalti pentru CFR Cluj, penalti obținut de cine altcineva, dacă nu de Țucu Dean. Abia intrat pe teren, Țucu Dean își face imediat simțită prezența. Spuneam, încă din momentul în care am văzut că se pregătește să intre pe teren Țucu Dean, că cresc grijile fundașilor de la Astra. O intervenție slabă acolo a lui Erico, îl obstrucționează pe Țucu Dean și arbitrul Bârsan acordă lovitură de la 11 metri pentru CFR Cluj. Deac față în față cu Lazar. Vă reamintesc, Lazar a apărat un penalti la ultimul meci de campionat, în meciul cu CS Universitatea Craiova. Executantul acelui penalti a fost Carlos Forte și acum Deac față în față cu portarul Astrei. Moment important al jocului. Suntem în minutul 64. CFR-ul poate reveni. Deac, șutul lui Deac și apără Lazar!
Gaza, al doilea meci consecutiv cu penalti apărat din partea portarului Astrei. Apără Lazar la 2-2. Meciul ar fi devenit extrem de interesant. Astra trece cu bine.